Hristos a înviat, iubiți credincioși! Astăzi ne-am întâlnit la o nouă emisiune, discuții duhovnicești și împreună cu invitații mei vom aborda tema viața creștinilor prin tradiții de învierea Domnului. Toate sărbătorile bisericești ar fi lipsite de sens dacă n-ar exista Sfintele Paști, dacă Hristos n-ar fi înviat. Celelalte evenimente evanghelice ar putea fi privite doar în context istoric și alt preț decât moral și cultural, n-ar fi avut. Noi spunem că fiecare sărbătoare creștinească aparține veșniciei, deoarece duhovnicește o umple învierea Domnului. Veșnică e prezența în vremea noastră și noi devenim coparticipanți reali la această sărbătoare. Iar Apostolul Pavel ne avertizează că dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră. Zadarnică este și credința noastră. În Biserica Ortodoxă, toată viața liturgică se rotește în jurul marii sărbători învierea Domnului. Iar noi ne întărim prin veșnicul salut Hristos a înviat. Despre acest salut pascal și originea, însemnătatea lui, care îl vede Biserica și de ce creștinii au necesitatea de a-l întrebuința cât mai des în această perioadă, Părinte Nicolae. Hristos a înviat la toți. Adevărat a înviat. Cu bucurie sufletească spunem acest mesaj și vrem să spunem că nu este doar o necesitate de a ne saluta în acest mod, dar este un salut firesc al creștinilor care, întâlnindu-se unul cu altul, își exprimă cea mai mare bucurie și cea mai mare noutate a omenirii care este că Hristos a înviat din morți cu moartea prin moarte călcând și celor din morminte, din suferințe, viață, vindecare, tăruindu-ne. Acest salut, cred că a fost bine ca o binevestire și chiar ca un salut, chiar din primele veacuri, din anul 33, când s-a consumat faptul învierii lui Hristos, când femeile mironosițe au văzut pe Hristos cel înviat și au spus apostolilor că Hristos a înviat. Și răspunsul nostru este o adeverire a ceea ce auzim, o adeverire a ceea ce ar trebui să vedem și cu ochii sufletului și să simțim că cu adevărat a înviat Hristos. Salutul acesta pascal este folosit și în cărțile de cult. Timp de 40 de zile, cât se sărută creștinii între ei, iată și preotul în timpul Sfintelor Slujbe, când, mai ales când tămâiază cu cădelnița, salută credincioșii din Sfânta Biserică cu Hristos a înviat. Nu este o dată concretă, istorică, dar este de la începuturi, de când sunt slujbele religioase. Este o modalitate de exprimare sau adeverire atunci când creștinii, și totodată să înțelegem că este și ca o întrebare. Hristos a înviat și celălalt spune adevărat a înviat, și este și afirmarea că Hristos a înviat. Și celălalt spune cu siguranță a înviat. Deci, cum spunem acest mesaj, ne dă și întărirea credinței noastre despre evenimentul întâmplat. Desigur. Îndoiala aduce necredința, iar necredința face să șovăie sufletul și atunci cădem în mai mari păcate și nelegiuiri. Dar trebuie să îndemnăm creștinii să spună acest salut pascal cu toată bucuria sufletească și ca o încredințare că Hristos a înviat cu adevărat și El este viu și este bucuria noastră și noi îl vedem pe acest Hristos viu pe tot parcursul vieții noastre. Trebuie să-L vedem, să-L simțim pe Hristos viu în Sfânta Liturghie, în rugăciune și în inimile noastre. Truparul învierii vorbește despre învierea lui Hristos, dar trecând de la acest salut pascal, totuși ne apare întrebarea de ce trebuia Hristos ca să învieze? Sfântul Ioan Damaschin, dogmatist al Bisericii Ortodoxe prin excelență, cel care de altfel a și alcătuit în mare parte slujba învierii Domnului, în una din scrierile sale menționa, referindu-se la scopul învierii lui Hristos. Și el spunea că înțelegem din însuși troparul triumfător al sărbătorii, Hristos a înviat din morți,
cu moartea, pe moarte călcând, și celor de morminte viață dărindu-le. Din acest scurt tropar, dar destul de profund, înțelegem de ce a fost nevoie ca Hristos să învieze. Ca prin moartea sa, întâi de toate, să omoare moartea și să ne dea șansă spre a merge în viața veșnică. Ori știm și din scrierile scripturistice și din tâlbuirile Sfinților Părinți că până la învierea lui Hristos, drepții Vechiului Testament și toți oamenii de altfel, credincioși fiind, nu puteau să dobândească împărăția Cerului. Un alt răspuns la această întrebare ar putea servi capitolul 14 din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, unde vorbește foarte detaliat despre înviere. Și el spune cuvintele care de altfel le-a și enunțat Sfinția voastră, Părinte Secretar, în începutul acestei discuții duhovnicești, că dacă Hristos n-ar fi înviat, propovăduirea, credința noastră, dar și credința voastră ar fi fost zadarnică. Adică fără învierea lui Hristos, credința este fără de sens, am putea spune. Deci, concluzionând, putem spune că Hristos a înviat ca să împlinească Scripturile, Hristos a înviat ca să ne deschidă calea spre viața veșnică și Hristos a înviat ca să dea un sens profund credinții noastre ortodoxe. Și vedem că Biserica Ortodoxă este cea care de la început dă valoare învierii lui Hristos, iar în limba rusă, deci învierea se traduce Voscresenie, deci ceea ce înseamnă și ziua de duminică este închinată învierii lui Hristos, fiindcă Evanghelistul Matei, la capitolul 28, vorbește despre mergerea femeilor mironosițe în prima zi a săptămânii, duminica, ca să ungă trupul lui Hristos cu miruri. Și vedem că această ziua a duminicii este consfințită și schimbată din ziua sabatului, ziua închinată șederii, ziua închinată odihnei și este dată valoarea ziua, deci, transformării omului, nu doar într-o simplă ședere, dar într-o armonie cu Dumnezeu prin învierea lui Hristos. De altfel, în Vechiul Testament, chiar și ziua de duminică, am putea spune că este pusă ca poruncă de a aduce jertfă de odihnă, fiindcă este numită ziua a opta, adică prima zi după ziua a șaptea. Și este duminica, zi de jertfă, ca evreii trebuiau să ducă rugăciune lui Dumnezeu. Noi, de asemenea, avem această învățătură că duminica este și prima zi a săptămânii, dar și ziua a opta, ceea ce simbolizează ziua veșnice învieri, ziua cea neînserată, cum spunem la Sfânta Liturghie, și este numită duminica și Paștele cel Mic. Dacă învierea Domnului, care este o sărbătoare care o prezunim o singură dată în an, pe parcursul anului, în fiecare duminică, avem un mic Paște, o mică sărbătoare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu este cu nimic greșit dacă creștinii în fiecare duminică, pe perioada întregului an, se salută cu acest salut pascal, Hristos a înviat. Adevărat. A înviat. Dar mulți dintre creștinii noștri își pun o întrebare. De ce sărbătoarea învierii Domnului are dată schimbătoare? De ce nu este exact o dată fixă ca și nașterea Mântuitorului pe data de 25 decembrie, 7 ianuarie, deci în conformitate de stiluri, dar toată biserica astăzi merge concentrată după, din punct de vedere liturgic, a rugăciunilor, a evenimentelor liturgice, după învierea lui Hristos, dar cu o dată schimbătoare. Paștele iudaic, știm cu toții din istorie, că era sărbătorit pe data de 14 Nisan. Iată că după învierea lui Hristos și după anunțarea sa la cer, după propovăduirea apostolilor, când au început să se formeze comunitățile religioase, bisericile propriu zise, știm cu toții că prima sau cea mai răspândită sărbătoare sau cea mai veche cu cinstire este anume învierea Domnului. Ori, făcând aici o paranteză, ne înțelegem și faptul că apostolii, când au aflat
că mormântul era gol și au mers să vestească celorlalți, Petru cu Ioan, că au mers să vestească celorlalți ucenici, că Hristos a înviat, iată bucuria lor, ne spun unii sfinți părinți, că a prefigurat o primă sărbătorire a învierii. Cu siguranță că nu în forma liturgică și în general cum este sărbătorită în prezent. Deci, era Paștele Legii. Exact. Bisericile acestea primare, anume Biserica din Cezarea, Biserica Romei, Biserica Alexandriei, Biserica Antiohiei, sărbătoreau învierea Domnului imediat după Paștele Iudaic. Bisericile din Asia Mică, care aveau centru eclesiastic, ca să zic așa, în Efes, sărbătoreau învierea Domnului exact în ziua cu evreii. Cu siguranță că din acest considerent a apărut o divergență, au apărut chiar și unele discuții între aceste biserici și acestea a dus la aceea că la primul sobor ecumenic, ce s-a ținut în Niceea în 325, știm cu toții că s-a stabilit printre altele, într-un articol, când și cum să fie sărbătorită învierea Domnului. Și anume s-a menționat ca să fie sărbătorită după Paștele iudeilor și să fie după echinocțiul de primăvară. Deci, atât din acest considerent și învierea Domnului nu are o dată fixă. Pentru că și Paștele iudaic este cu dată schimbătoare și echinocțiul, adică referindu-ne la acest fapt astronomic, el sunt momente care un pic diferă. Și de aceea Sfinții Părinți, insuflați de Duhul Sfânt, au hotărât ca anume să fie sărbătorit după Paștele iudeilor și după echinocțiul de primăvară. O paranteză făcând aici, mi-a venit acum în minte un cuvânt al mitropolitului Bartolomeu Anania, care într-un cuvânt pastoral la învierea Domnului, referindu-se anume la acest aspect, că învierea Domnului are o dată schimbătoare, a menționat că de aici putem înțelege că înaintea lui Dumnezeu, nu că este cel mai important, dar este foarte important și faptul nu atât când sărbătorești, dar cum sărbătorești. Bineînțeles că suntem datori să respectăm tradiția bisericii locale cu calendarul respectiv, cu sărbătorile respective, dar înțelegem într-un fel sau altul, prin faptul că învierea Domnului are o dată schimbătoare, înțelegem că Dumnezeu pune accentul, dacă nu cumva cel mai important, pune foarte mult accentul cum este sărbătorită o anumită zi, decât anume când. Oricum este o directivă a primului sobor ecumenic, cu siguranță, de a fi sărbătorită anume prima duminică, după echinocțiul de primăvară, după lună plină. Deja asta e definiția când trebuie sărbătorit. Și s-a menționat anume ca să fie după Paștele iudeilor, pentru că știm însuși faptul învierii a fost că Hristos a înviat după ce iudeii sărbătoriseră Paștele lor. Și Apostolul Pavel face o referință la epistola către evrei că Paștele iudeilor sau iudaic este cel care simbolizează trecerea, deci ieșirea din pământul vechi spre pământul nou, iar Hristos, prin învierea sa, deci care este Adam cel nou, cel care aduce învierea și schimbarea, reîntoarcerea noastră în Împărăția lui Dumnezeu, deci este cel care ne transfigurează, ne schimbă din viața aceasta pământească în cea cerească. Mitropolitul Ioachimus Blachos vorbește despre trei denumiri de Paște. Este Paștele Legii, care a fost în Vechiul Testament, care el deja s-a consumat, a fost trecerea prin Marea Roșie, pe care evreii apoi anual o comemorau. Noi suntem în Paștele Harului, în Noul Testament, când avem deja învierea lui Iisus Hristos și urmează Paștele de Săvârșit. Ceea ce a vorbit despre Duminica a 8-a, ziua cea neînserată, ziua cea veșnică a învierii Domnului Iisus Hristos. Acolo deja cu toții vom ajunge la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, după judecata cea învrecoșătoare a toată lumea, a tot Universul, și acolo va fi Paștele de Săvârșit. Trăim în secolul 21, un secol foarte frumos, care are foarte multe lucruri și perspective noi,
dar totodată el se manifestă prin secolul consumismului. Oamenii s-au deprins foarte mult la lucrurile materiale, la să consume și de multe ori sărbătoarea Învierii Domnului sau a Paștelui o văd ca o sărbătoare mai mult a meselor, a bucatelor, a pregătirii, care este totuși această bucurie pe care ne-o aduce nouă Învierea Domnului și la ce ar trebui creștinii mai mult să atragă atenția în viața lui duhovnicească la această sărbătoare. Omul are și trup, are și suflet. Îți bune ambele. Da. Trebuie hrănit și trupul, da, și sufletul. Dacă pornim, sau ar trebui întâi să pornim de la ce înseamnă Învierea Domnului și ce fel de bucurie este această sărbătoare, vom vedea că este în primul rând o sărbătoare sufletească. Deci trebuie să tragem concluzia că trebuie să sărbătorim sufletește. Trebuie să dăm bucurie sufletului. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că sunt unii oameni care și în post fiind nu postesc. Iar alți oameni sunt care nu postesc, dar sunt ca și în post. Deci el vorbește de o înfrânare. El vorbește de o curăție. Nu înseamnă că dacă s-a finisat postul cel mare ca perioadă de timp, deja ne se permite toată îmbuibarea. Trebuie și mai departe să trăim în curăție duhovnicească pentru a ne bucura de darurile lui Dumnezeu. Observăm, sau mai bine zis, vom observa în următoarele Evanghelii pascale că Hristos, cel înviat din morți, atunci când se arată ucenicilor săi, le aduce darul. În primul rând le aduce pace, că le spune pace tuturor. Apoi altă dată le spune sau le aduce și le dă Duh Sfânt, care iartă păcatele. Asta înseamnă că trebuie să fim pregătiți pentru a primi aceste daruri, bucurii sufletești de la Dumnezeu. Totodată vom vedea și pe Apostolul Toma, care pentru prima dată când a venit Hristos în mijlocul ucenicilor săi, Toma nu era. Și ne explică Sfinții Părinți că el încă nu era crescut duhovnicește, nu a ajuns la acea măsură de credință în care să-L poată vedea pe Hristos cel înviat. Iar mai apoi i-a lăsat Dumnezeu răgaz o săptămână și el a auzit mesajul de la martori, de la femeile Mironosițe, de la Sfinții Apostoli și el s-a întărit în credință. El deja ardea de nerăbdare, era cu râvnă ca să vadă pe Hristos cel înviat. Deja când în următoarea duminică îl vede pe Hristos cel înviat, el deja este un teolog. El deja spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci el arată că este și om, Domn și Dumnezeul său. Implicit, el mărturisește dumnezeirea lui Iisus Hristos, dar și faptul că în același timp a fost și Dumnezeu și om. Și el fiind ca martor care l-a văzut murind pe cruce, acum iată că îl mărturisește ca fiind Hristos cel înviat. Da, și Hristos spune că mai fericit este cel ce nu l-a văzut, dar a crezut. Deci această necredință la început care a avut Apostolul Toma este o adeverire a necredinței noastre astăzi, a creștinilor, și întărirea noastră în credință, fiindcă chiar dacă nu l-am văzut pe Hristos, nu am adus degetul în mâna cuilor, acolo ne-a fost răpuns Hristos ca să vedem că într-adevăr a înviat, dar ne adeverește și ne întărește și pe noi să credem că cu adevărat a înviat. A fost pentru noi. Pentru noi. În timp, în 2000 de ani, exact. Îl vine pentru noi. Exact. Iar pe toate a făcut cu înțelepciune, că putea să învieze din prima zi, să iasă din mormânt. Dar au fost 3 zile și 3 nopți. Asta ca să fie o budă economie și înțelepciune. Și sigur că Hristos întâi s-a arătat Maicii sale, Maicii Domnului. Dar nu se vorbește foarte mult despre asta, ca să nu zică scolasticii sau necredincioșii sau ateii, că iată mama lui îi spune că fiul ei a înviat. De ce avem martori pe parcursul istoriei, începând chiar de la femeile Mironosițe, care au fost apostolii apostolilor, ele fiind cele mai curajoase, cele mai pline cu bărbăție, care erau ascunși. Ele s-au hotărât să meargă, chiar dacă la mormânt erau ostași, chiar dacă era pusă o piatră mare, chiar dacă ele nu știau ce aveau de făcut, nu știau cum vor soluționa această problemă pentru ele,
Dar... Sau reclame bărbătoase de bărbați, ăștia stăteau pe închiși de frica ideilor, ne spune evanghelistul, dar ele, femei, au mers într-acolo. Și tot evangheliștii îmi mărturisesc că pe drum ele sfătuiau. Deci ce o să facem? Cine o să dăie piatră la mormânt? Exact. Ce o să facem a ceilalt? Deci atâtea întrebări aveau în ele până ajunge la mormânt, spre înviere, dar totuși mergeau înainte. Dar este o lecție frumoasă pentru noi. Că vedem că Dumnezeu le răsplătește această trudă. Se arată ca fiind înviat și îi spune Mariei Magdalena, bucură-te! Deci bucuria ca înviat, cel pe care îl cauți. Nu mai căutați printre cei morți, fiindcă sunt viu. Referindu-ne la a doua parte a întrebării, cum țin astăzi credincioși sau ce înțeleg prin învierea Domnului, cu siguranță că majoritatea, chiar aș spune cu părere de rău, mulți dintre credincioși, cred că sărbătoarea învierii înseamnă, dacă nu principalul, foarte important e să aibă și o masă de sărbătoare. N-ar concepe, cred că nimeni, ca de sărbătoare învierii să postească. Chiar este poate și o recomandare canonică, dacă nu mă greșesc, că în duminică nu se postește. Și totuși m-a surprins faptul când citeam viața cuvioasei Melanie din Roma, care era una dintre cele mai bogate femei din Roma și, bineînțeles, că datorită bogăției sale, ducea și o viață desfătată. Și, bineînțeles, că știm din tradiția romanilor că aveau o cultură deosebită la mâncare, la bucate și așa mai departe. Deci, atât că găsim în viața acestei sfinte cuioase că atunci când a ajuns stareță la mănăstirea din Roma, de sărbătoarea învierii, nu mânca nici cu ulei. Nu că se mănânce bucate de fruct, cum ne-a zice noi. Nu mânca nici cu ulei. Cineva dintre ucenici a întrebat, din ce motiv, maică stareță, nu mănânci? Nu că asta ce spun acum ar trebui să fie o recomandare. Dar legându-ne ca să înțelegem cum se poate de înțeles și altfel sau de trăit bucuria sărbătorii. Și atunci Sfânta Melania spune, eu a fost un timp în viața mea când am trăit și altfel aceste sărbători și m-am îndestulat mai mult decât trebuia cu bucate și acum, dacă pot să mă exprim așa într-un termen mai actual, încerc să recompensez sau să balansez. Tot aici mi-a venit în minte și o povestioare cu ins hazliu cumva, dar foarte profundă, iarăși zic, relatată de Sfântul Cuvios Paisie Aghioritu, care vorbea despre cuviosul Tihon de la Muntele Athos, că l-a văzut chiar cuviosul Paisie ducându-se de sărbătoare învierii la el să viziteze la chilie sau coliba lui că avea, a văzut că avea niște cartofi ferți, dar vopsiți cu roșu. Și părintele Paisie îl întreabă, ce faci, părinte Tihon? Zice că nu vreau să-mi încalc rânduiala mea de aștept, dar vreau să țin și tradiția care este a sărbătorii. Adică vedem că sărbătoarea învierii presupune și o altă înțelegere sau o altă trăire din punct de vedere gastronomic, dacă pot să mă exprim așa. Adică nu e neapărat să ai masa, dolore, cu tot felul de bucate. Deși e îngăduit. Pentru că mi-aduc aici aminte de un cuvânt al Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Petru, părintele nostru spiritual, când a fost întrebat într-o emisiune televizată sau cu ocazie de predică, a spus din ce motiv a fost întrebat, de ce motiv la voi ortodoxi uite la fața sărbătoare des mesele pline cu bucate? Și în altă sfinția s-a spus foarte înțelept. Pentru că noi ortodoxii foarte mult ne-am abținut în perioada postului și mulți chiar au avut un post aspru, fără ulei, chiar fără fertură. Și acum e îngăduit. Ori atâta timp cât tu postul nu l-ai postit, nu știu dacă ți este atât de permis să te mai bucuri la sărbătoarea învierii, anume și din punctul ăsta de vedere, gastronomul vorbind. Dar mâncarea cred că este și mai gustoasă după ce ții întregul post. Cu siguranță. Și siguranță trebuie să spunem că pregătirea pentru Paște se începe cu postul. Deci ca te pregăti de, pentru asta și este dat acest post, ca postim de cele de mâncare și de patim, de păcate, ne curățim trupul și sufletul, mergem deja apoi săptămâna mare, săptămâna patimilor, iarăși este o pregătire pentru înviere, împreună cu Hristos, în vinerea cea mare, trebuie și noi să ne răstignim, asta înseamnă că ne răstignim egoismul, ne răstignim patimile noastre, sinele. E în sinele nostru, care el mereu este înclinat să se autoizoleze și înseamnă că se separă și de Dumnezeu,
ea în singurătate, omul, perie, veșnicie. Și îngropăm, iată, sâmbătă, toate aceste rele ale noastre, ca Duminica Sfintei Învieri, înviem împreună cu Hristos cel înviat. Și deci bucuria este sufletească. Sigur că mâncăm și ciocnim ouă roșii, ne salutăm cu Hristos înviat, adevărat înviat, noi avem tendința să ne exprimăm bucuria unor oaspeți, de exemplu, dacă vin prin mulțimea de bucate, mai multe, mai gustoase, înseamnă că acordăm o cinste deosebită acestui oaspete. Mai ales tradiția este poporului nostru, da, cel care are o multitudine de bucate făcute specifice învierii Domnului, mai ales mielul pascal, deci aici se poate făcut o emisiune aparte, cum pregătesc creștinii noștri mielul, cum îl fac, cum îl prepară. Da, își aleagă cu Vechiul Testament, dar iarăși în Noul Testament tot este mielul cel fără de prihană, cel neprihănit, fără de păcat, care a fost adus, care este însuși Hristos. Deci Apostolul Pavel face această analogie a lucrurilor și nu vrem să mult să ne dedăm în această parte a consumismului, dar totuși cred eu trebuie că... Trebuie să spunem limita ca să nu pierdem harul adunat pe parcursul întregului post. Adică am adunat un pic de har, că ne-am ostenit, am fost mai des la biserică, am bătut mai multe metanii, am făcut o înfrânare poate mai ascetică și acum vine săptămâna luminată și în timp de săptămână revenim la ceea ce am fost mai înainte. Dar dacă tot postul ne-am rugat pentru iertare de păcate, ca Dumnezeu să ne ierte păcatele, iată vine Hristos la înviere și ne iartă păcatele. Hristos, cu învierea sa, a zdrobit porțile iadului. Nu doar le-a deschis, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, le-a zdrobit și făcând iadul să suspine. Și a coborât în iad și acolo i-a vestit și lui Adam, i-a spus, iată, că el a înviat. Icoana învierii arată acest lucru, cum îl apucă de mână și îl scoate. Și îi spune ce a făcut pentru oameni Hristos, că a pătimit, că a fost răstignit, că a murit, dar și a înviat. Și Adam, văzându-l pe Hristos cel înviat, care a dus bucurie pentru toți, că a luat și drepții din Șeol și a dus în Rai, a strigat la toți, pace la toți. Și Hristos i-a spus lui Adam și Duhului tău. Și l-a luat de mână, cum ați arătat pe icoană, și l-a dus în Raiul pe care l-a pierdut, prin neascultat și păcat. Acest lucru l-adeverește și Evanghelistul Matei la capitolul 27, prin care vorbește că mulți dintre cei morți au fost văzuți pe ulițe din drepții Vechiului Testament, care povesteau despre învierea lui Hristos și oamenii nu înțelegeau ce cu ei, că sunt bolnavi, că parcă l-au văzut nu de mult mort. Deci această înviere a lui Hristos a început cu mult mai înainte ca să vină mironosițele la mormânt. Doar că nu a fost atât de mult mesajul împărtășit oamenilor, sau și mai rău, oamenii nu au înțeles acest mesaj al învierii lui Hristos. Referitor la bucuria Paștelui, vreau să menționez că în fiecare biserică ortodoxă, înainte de Sfânta Liturghie, se rostește cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care cumva adună aceste două bucurii. Bucuria mesei, pe care trebuie cu desăvârșire să fie, bucuria sărbătorii, cea care ne unește cu Hristos, și el spune că indiferent de cel care a postit și cel care nu a postit, să vină astăzi în fața lui Hristos și să se bucure de această bucurie a învierii. Îi cheamă pe toți. Pe toți. Indiferent de cel care s-a pregătit 100% sau mai puțin, deci cel care a lucrat în câmp o oră sau 11 ore, totuși sunt bineveniți toți ca să primească acel dinar al răscumpărării. Deci învierea lui Hristos. Și mulți dintre creștinii noștri își dau o întrebare foarte importantă. Deci în noaptea învierii este bine de a te împărtăși sau nu? Și aici Sfântul Ioan Gură de Aur în acest cuvânt spune că da, este foarte bine și trebuie să se apropie toți, fiindcă o să înțelegem bucuria învierii, anume prin taina Sfintei Împărtășanii, prin unirea cu Hristos. Deci este această analogie, deci, care ne-o prezintă pe Maria Magdalena, cea care stătea lângă mormânt și l-aștepta să-L vadă pe Hristos. Și văzându-L, a crezut că este grădinarul. Și înțelegând mesajul, a văzut pe Hristos
Deci în această persoană și îi spune rabii, adică învățătorule. Este foarte important ca creștinii noștri în această noapte a Învierii, deci pregătindu-se pe o perioadă de 40 de zile prin post, să-L primească pe Hristos cel înviat, anume prin taina Sfintei Împărtășanii. Sfântul Apostol Petru spune că Paștele nostru e Hristos. Hristos da. E Paștele nostru. Deci acel miel pe care trebuie să-L consumăm ca să ne sfințim și să ne treacă pe tot parcursul anului pe alături diavolul cel care aduce rele și necazuri. Deci am vorbit despre bucuria Paștelui de acasă, din biserică, dar este o altă bucurie care creștinii noștri o aduc în biserică să o sfințească. Este vorba despre cozonac, pască, ouă, ceva din bucatele pregătite de către creștini și care preotul, prin rostirea a câtorva rugăciuni de sfințire, deci ele sunt binecuvântate. Care este mesajul bisericii prin acest lucru? Întâi de toate aș menționa faptul că, referindu-ne la cozonac, pască, chiar și la miel, unii autori, poate și unii, ca să zicem, teologi, îl leagă cumva de mielul pascal, îl leagă cumva de azimele care le consumau evreii în această sărbătoare. Dar, totuși, am putea vorbi decât doar printr-o arătare simbolistică despre acest lucru. Pentru că, întâi de toate, știm că azimile nu erau nici măcar dospite, ca să mai fac o comparație, că nu erau cum sunt cozonacii din ziua de astăzi, cu tot felul de mirodenii, inclusiv cum este Pasca. La fel, mielul astăzi este gătit cu fel de fel de condimente care aproape că nu se vine să se opresc în mielul. O știm că în legea veche mielul era consumat anume cu ierburile cele amare, ca să le întâi doar să nu le creeze o satisfacție, dacă pot spune așa, gastronomică, ori la noi tocmai ghimbiul se primește, și întâi de toate consumau acele ierburi amare ca să le aducă aminte de clipele grele petrecute în robia egipteană. Aici, nu știu dacă o să mă fac înțeles, un lucru pe care l-am găsit, deși mi-a fost greu cumva să-l înțeleg, dacă nu greșesc la Părintele Dumitru Stăniloae, referindu-se la bucuria sărbătorii Învierii, zice că, cu siguranță că parafrazez ideile lui, referindu-se la miel, că mâncând mielul ne bucurăm, dar totodată, înăuntru nostru, trebuie să fie viu cugetul, că încă nu suntem carnali. Uite, ne bucurăm de sărbătoare nu doar într-un sens profund duhovnicesc. Doar duhovnicesc. Doar duhovnicesc. Asta nu înseamnă că trebuie să ne facă să ne punem atunci în ziua Învierii cenușă și sac în cap. Dar înăuntru nostru să fie, să vibreze acest simțământ al pocăinții, cum spunea Părintele Nicolae, cuvântul care îmi spune Sfântul Ioan Gurileau, că postul se termină, iar nevoința niciodată. Și bineînțeles că credincioșii, aici referindu-ne de ce aduc la biserică să fie sfințite toate aceste bucate, întâi de toate specificăm că ele trebuie aduse în măsura faptului care să fie consumate anume în ziua Învierii, sau cel mult în primele trei zile de Înviere, cum ar fi. Pentru că ele fiind deja binecuvântate, se citesc rugăciunile speciale asupra lor, asupra acestor bucate, sunt stropite cu aghiazmă, nu putem să spunem în modul direct că sunt sfințite, adică sunt oarecum binecuvântate și aici trebuie să înțelegem că ele sunt binecuvântate pentru cei care au postit sau nevoit. Că dacă am tot mâncat, poate nu exact mielul făcut ca la Înviere, dar am mâncat tot felul de carne. Nu știu dacă mai este cumva, dacă are importanță faptul că ai venit la biserică să sfințești acele bucate. Deși în biserica primară, sau nu chiar biserica primară, mult mai încoace, nu erau toate aceste bucate. Ele cumva au parvenit în timp. Nu că sunt rele, că se aduc bucate la biserică să fie sfințite. Dar de aici mai înțelegem iarăși ceea ce spunea Părintele Dumitru Stăniloae, că cât de departe ne-am dus de sensul sărbătorii. Pentru că întâi de toate trebuie să înțelegem când spunem de mielul pascal. Și aici Sfântul Ioan Gurileau, în acel cuvânt foarte frumos și profund și sugestiv, el se referă la miel, sau mai exact acolo la vițelul cel înrășat, referindu-se la Hristos, care se aduce ca jertfă.
Și știm cu toții că chiar și dintre creștini așteptăm învierea Domnului, chiar și cei care au postit. Nu ca să vină la biserică să se împărtășească noapte de Paști, ci ca să sfințească și să se apuce odată de mâncate acele bucate. Să nu fim înțeles greșit. Ele sunt permise odată ce sunt binecuvântate de biserică. Dar să nu înțelegem că învierea Domnului e numai pentru a veni la biserică cu coșul de bucate și mai e ceva aici să menționăm. Aducem cozonacul, pasca și referindu-ne la cozonac. De ce e atât de condimentat cu stafii de atât de dulce? Ca să înțelegem că în trecut evreii sărbătorind Paștele lor își aduceau aminte de o tristețe oarecare. De greutatea, de greutatea robinii. Da. Ori noi sărbătorim învierea lui Hristos ca o dulceață. Când ne-a izbăvit din robia și din toate lanțurile păcatului și de robia morții și ne-a deschis calea spre dulceața veșnică a Raiului. Adică e o simbolistică și... Adică bucurie legată de așteptare. Dacă ai așteptat să mănânci, ai mâncat, bucuria s-a terminat. Dacă ai așteptat ca Hristos să-ți ierte păcatele, tu deja ai o perspectivă în veșnicie. Tu ai posibilitatea să te bucuri veșnic. Părintele Efrem, actualul stare de la Batopet, spune că atunci când mănânci cozonacul, referindu-se la cozonacul de astăzi care fac gospodinile noastre, și nu numai gospodine, știm cu toții și industria de panificație, îl face foarte gustos. Când îl mănânci și te bucuri oarecum de dulceața, de gustul lui deosebit, spune Părintele Efrem că în sinea ta trebuie să te gândești. Dar am simțit și sufletește bucuria învierii Hristos cum simt gustul cozonacului. Adică toate câte le avem la îndemână și de care ne bucurăm, trebuie să le dăm și o interpretare lăuntrică spirituală, nu doar pur și simplu fizic și carnal, ca să zic așa. Dorem să ducem aici îndemnul înaltpreasfințitului nostru, arhiepiscop Petru, care îndeamnă toți creștinii, ca de fiecare dată, cum a făcut și toată perioada Apostolului, ca în ziua slăvit de sărbători a învierii Domnului Iisus Hristos, să vină la biserică să participe la Sfânta Liturghie. Să fie un număr cât mai mare, că satul e plin cu creștini, sau orașul, dar nu vin la Sfânta Biserică. Să vină atât de mulți, încât să se facă Sfânta Liturghie afară, să se facă ca o sărbătoare națională a întregii noastre țări, a întregului popor, că e bucurie mare că Hristos a înviat. Și bucuria trebuie să înceapă din biserică, trebuie să înceapă prin acea căutare a lui Hristos, care simbolizează acel înconjor al bisericii, deci drumul mironosiților în căutarea mormântului lui Hristos, și trebuie toți creștinii să meargă pe acest drum al căutării. Și în fața ușilor bisericii, deci preotul când strigă prima dată Hristos a înviat, deci este mesajul îngerului care era în mormânt și a spus mironosiților, ce-l căutați pe Hristos aici? Nu este printre cei morți. A înviat, a plecat. Deci, de multe ori la noi creștinii sau în practica creștinilor este că creștinii vin doar la sfințitul acelor prinoase, care am vorbit mai sus, dar își pierde esența de a veni și de a participa la această înviere, la această căutare a lui Hristos, la primul mesaj că a înviat Hristos, la toată frumusețea sărbătorii. Și de asta mulți oameni, și îndeoseb creștinii noștri, nu înțeleg de ce tot spun că atât de frumos de Paști, de înviere la biserică. Nu au văzut, nu au trăit. Dacă ar veni, cum ați frumos ați enumerat, ar merge pe valul acesta explicativ al celor ce se întâmplă în biserică, în conjurul, liturghia, toate au o semnificație, toate au un mesaj. Și o trăire, o continuitate. Deci, totodată se arată o continuitate a lucrurilor mărunte de astăzi, dar totodată se arată de 2000 de ani, ceea ce se întâmplă. Fiindcă nu de non-zadar, în sâmbăta învierii Domnului, se întâmplă un fenomen extraordinar pe care nu îl poate explica nimeni. Este vorba despre lumina harică sau lumina sfântă. Sau focul sfânt, deci fiecare îl denumește pe înțelesul său, dar este un fenomen care ne explică că totuși Dumnezeu, și este așa o idee sau o teorie, prin care spune că dacă în acest an sau în fiecare an lumina harică coboară pe pământ, deci este primită de către oameni, înseamnă că o să mai avem încă clipe minunate de a trăi pe pământ. Iar dacă Dumnezeu ne va lua
această minunea focului Harei, atunci, cu siguranță, trebuie să ne așteptăm la lucruri grele și urâte care se pot întâmpla cu noi cu toți. Referitor la această idee, credincioșii, când vin la biserică să sfințească acele bucate, e, aș putea spune, oarecum chiar și obligatoriu să aibă în conș decât acele bucate care au oarecum o legătură simbolistică cu învierea Domnului. Adică Pasca, cozonacul, mielul și ouăle vopsite, care știm că sunt un... Și numai roșii. Exact. Da. Numai roșii. Fără ca să fie curcubeul pe ele, fiindcă din coasta lui Hristos a curs sânge roșu. Exact. Și acesta este nu doar un moft al bisericii sau al creștinilor, ci este o adeverire. Acele întâmplări care s-a întâmplat cu Maria Magdalena, fiind în fața conducătorului, și având un coș cu ouă, spune că de ce atâta zarvă în jurul învierii lui Hristos, fiindcă nu a înviat. Mai degrabă a să înroșească acele ouă din coș care sunt, decât să cred că a înviat Hristos. Și atunci ouăle cu adevărat s-au înroșit și prin aceasta a adeverit acel mesaj pe care l-a adus Maria Magdalena în fața tuturor celor care erau din Imperiul Roman. Și până astăzi, noi trebuie să mergem cu această adeverire a învierii lui Hristos prin oul roșu și creștinii noștri ciocnesc ouăle, deci întărind adeverirea cu ciocnitul oului, Hristos a înviat și adevărat a înviat. Exact. Ideea e ca să ne ținem de mesajul central al sărbătorii. Să nu scoatem elementele creștine din tradițiile noastre, să le înlocuim. Sau să-l modernizăm cu iepurașul pascal, sau cu alte fel de schimonoseri a învățăturii bisericii noastre și doar prin aceasta să arătăm iarăși ceea ce am început, consumismul. Deci mergem ca să procurăm, deci marketingul a adus atât de frumos iepurașul și foarte ușor creștinii noștri au scos mielul și l-au scos și pe Hristos din sărbătoare. Ar fi foarte important să menționăm pentru toți ascultătorii noștri că referitor la legendele sau istoria ouurilor roșii, ar fi important să rețin anumite istorisirea care ați menționat-o, pentru că aceasta este cea mai plauzibilă și cu esență creștină, tocmai din acel motiv, în iconografie, Sfânta, întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, o vedem întruchipată sau reprezentată cu un ulcior, ca să zic așa, cu mir și într-o mână ținând ouă roșu. Celelalte legende sau povestiri sunt oarecum pentru copii, că a mers automat, Domnul era cu ouăle, cu un coș de ouă și l-a pus la picioarele lui Hristos, ne dăm seama și înțelegem foarte bine că nu mai era atunci timpul să vină cineva să pună ouăle roșu la picioarele lui Hristos. De aceea e important, repet încă o dată, ca să fie în coșul. Normal că noi nu obligăm, nu facem acum selecție să fie la sfințitul mai aceea sau numai aceea. Dar nu e atât de potrivit și mai ales când vedem că pun în coșul de bucate și bani, și vinul, și nu știu ce, lucru cu gânduri care nu e nici de cum ortodox. Că preotul, dacă le slăbește cu aghiazmă, o să aibă tot anul și bani și mai nu știu ce de împlinit. Să mulțumesc. Exact. Ori știm că rugăciunea se citesc strict pentru bucate respective, nu pentru bani și nu pentru altfelul de bucate. Mâncarea, cu adevărat, este un instrument care poate fi jonglat oricum în viața omului. De la înfrânarea de la mâncare aduce nevoința, aduce bucurie, te sfințește, te curățește, iar îmbuibarea te duce spre alte extreme, te învie ca să faci oricum mai ușor păcatul. Deci ei creștini să aibă dreaptă socoteală ca să nu piardă bucuria cea adevărată, bucuria învierii lui Hristos. Despre tradiții și obiceiuri pascale s-a vorbit foarte mult, s-a făcut foarte multe emisiuni, poate de abordat sub diferite aspecte, dar totuși ceea ce cred că anume la această emisiune trebuie discutată este vorba despre un mit, și dați să vedem dacă este mit și nu cred că este un adevăr, că cei care mor de învierea Domnului sau în săptămâna luminată, cum spune lumea, deodată se duce în rai, după înțelesul lor, fără ca să fie judecat cumva de Hristos, cel înviat. Această părere populară, care nu are nimic cu sensul învățăturilor ortodoxe,
S-ar crede că ar avea legătură totuși cu un moment care l-ați anunțat mai devreme, cel din capitolul 27 al Evanghelistului Matei, unde s-a spus că Hristos învins au ieșit toți din morminte. După care era un obicei la împărații, prin excelență creștini, că înainte de sărbătoarea învierii, sau chiar în sărbătoarea învierii, toți deținuții din închisori, mai puțin cei care foarte, foarte periculoși, erau eliberați. Deci, atât, fiind cumva cu această atitudine omenească a împăraților, dar oricum și cu ceea ce relatează Evanghelistul Matei, s-a crezut într-un fel sau altul că de învierea Domnului, cum se spune popular, porțile cerului sunt deschise și s-au mai legat poate și de aceea. Iadului rupte. Da, exact. Și ies, odată și porțile sunt deschise, celelalte iadului rupte, toți de acolo ies buruc și dau în împărăția cerului. Nu trebuie să facem mare teologie pe marginea acestei idei, am spune noi, de-a dreptului ortodoxe. Unii cred că dacă am auzit, cel puțin în zona de unde vin, se zicea că dacă mor de săptămâna patimilor, sau mai ales de vinerea patimilor, atunci cu siguranță că ești un om păcătos și te duce în iad. Ori, vedem cât de anapodă se interpretează lucrurile. Cât de fericit sau ce fericit ar fi mai mare ca să mor exact când a murit Hristos. Bineînțeles, dacă ai dus o viață creștină. Deci, cum am zis mai devreme, nu trebuie să facem mare teologie. Înțelegem foarte simplu. Dacă poți să mori și într-o zi care crede că nu ai dreptul să mori, cum ar veni, dar dacă ai dus o viață creștină, câți sfinți au murit în postul mare sau săptămâna patimilor și cu siguranță au ajuns să moștenească raiul. Iar câți dintre cei neortodoxi mor chiar și în ziua învierii. Și apoi, făcând o paranteză cu tristețe, ne aducem aminte aici cu precădere de scumpii și iubiții noștri tineri, care trebuie să fie vrăstare tinere ale bisericii, dar și cetățenii responsabili ai societății, prin excelență, în zilele învierii, frigăruiul pe la păduri sau multe altele de aceste distracții se dedau băuturilor în exces și au fost cu mare părere de rău chiar și accidente care s-a soldat cu decese. O înțelegem limpede că chiar dacă a fost în învierea Domnului moartea lor... Ca sărbătoare, ca eveniment. Exact. Dar el ca persoană nu a participat la eveniment. Nu interpretăm sau nu spunem aceste cuvinte ca într-un sens despotic. Că uite, noi deținem adevărul, știm corect. Nu spunem asta ca o judecată la adresa acestora, dar încercăm să arătăm că nicăieri, niciun Sfânt Părinte, cât de deschis în viziunea lui a fost, cât de insuflat în Duhul Sfânt, cât de insuflarea Duhului Sfânt a avut asupra sa, n-a dat o asemenea interpretare acestui fapt. Avem exemplu cu tâlharii care au fost răstigniți de dreapta și de stânga lui Hristos. Exact. Unul s-a dus cel de dreapta în rai cu Hristos, altul în ea. Exact asta vreau. Pentru ce s-a dus? Pentru pocăință. Nu pentru că a fost vinerea mare sau și acest pentru mesajul care l-a primit de la Hristos și mărturisirea pe care a făcut-o față de celălalt. Exact. Noi aici pe cruce suntem după merit. Dreptate. Iar El nu-i după merit. Deci El a venit în fața noastră. Deci, dacă viața ți-a fost împodobită cu trăire creștină, indiferent când mori. Ori Apostolul Pavel, din ceea ce spune el referitor la acest fapt, înțelegem că nu trebuie să ne preocupe atât de mult când murim, ci anume cum murim. Exact, da. Și este cert faptul că fiecare dintre noi, oamenii, se va întâlni inevitabil cu Dumnezeu și va trebui să dea un răspuns. Și mai este un cuvânt la această sărbătoare foarte puternică, să-l numesc așa, spune Sfinții Părinți, nu mi-am amintit exact cine, spune că dacă nu l-am văzut în viața aceasta pe Hristos, nu o să-l vedem nici în viața cealaltă. Poate că unii dintre noi l-au văzut pe Hristos pe tot parcursul acestui post, că predica, că învăța, poate era pe mare, l-a văzut răstignit, l-a văzut în mormânt, iar acum cu toții să-l vedem pe Hristos, cel înviat din morți, care aduce bucurie tuturor care doresc să se apropie de El, cu credință, cu disponibilitate de a împlini Sfânta Evanghelie, de a face faptele cele bune, faptele luminii. Că Hristos, Paștele nostru, este lumină. Cu părere de rău, creștinii noștri sunt cei care iubesc foarte mult miturile, obiceiurile și se despart de tradiția autentică a bisericii noastre. De ce îndemnăm pe creștini ca să nu creadă la tot ceea ce se spune prin lume,
Și dacă au o întrebare, să vină în biserică să-L întrebe pe Hristos despre mesajul pe care îl au sau o întrebare care le parvine în mintea și inima lor, fiindcă la fiecare liturghie preotul, prin citirea Sfintei Evangheliei și prin rostirea predicii, deci deslușește, împărtășește acel mesaj pe care Hristos cu 2000 de ani în urmă l-a spus creștinilor, deci l-a spus oamenilor care urmau Lui, și astăzi preotul este cel care continuă acest bun obicei de a învăța oamenii pe care cale trebuie să meargă, pe calea spre a-L găsi pe Hristos, fiindcă doar Hristos este calea, adevărul și viața. Toată istoria creștinismului nu este altceva decât istoria unei singure și unice minuni, a minunii învierii lui Hristos, care se continuă neîntrerupt în inimile creștinilor, zi de zi, an de an, veac de veac, până la cea de-a doua venire. Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului se reverse asupra noastră a tuturor belșug și bucurii, iar lumina de Noaptea Sfântă să ne ridice sufletul spre noi trepte duhovnicești și să ne însoțească pașii pe drumul vieții. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi la discuții duhovnicești, iar cele spuse să ne fie de folos, ca apa cea vie care spală necredința, risipește îndoiala și ne întărește dragostea, unindu-ne în Hristos. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!